Binecuvântat să fie Dumnezeu care a făcut cerurile și pământul. Amin. Amin. Și aș vrea, nu să vă flatez, aș vrea să vă spun un adevăr. Știți că nu sunt eu persoana care să flatez pe cineva sau să mă închin înaintea unei persoane în afară de Dumnezeu ca să obțin ceva. Dar aș vrea să vă spun că noi suntem sfinți prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Și să întreb dacă este cineva aici care consideră că nu este sfințit. Este a 12-a oară în anul acesta când ne vom apropia de cina Domnului, de împărtășan. Și n-ai cum să te apropii dacă nu ești sfințit. N-ai cum să te apropii de Dumnezeu dacă nu te-ai curățit, dacă nu ți-ai curățit veșmântul inimii. E un lucru periculos. E un lucru periculos. Vorbeam ieri cu tineri aici la tinerești și spuneam că preotul în Vechiul Testament, când era legea, înainte de venirea Domnului Iisus Hristos, preot, marele preot care intra odată pe an în Sfânta Sfintelor, în locul preasfânt, acolo unde era prezența lui Dumnezeu în permanență, își făcea bine socoteala înainte să intre. Pentru că riscul mare era, dacă nu intra cum trebuie înaintea lui Dumnezeu, să rămână acolo să moară. Și îl scoteau alții afară. Să te apropii de Dumnezeu, trebuie să fii sfânt. Și dacă vă spun că sunteți sfinți, acceptați acest lucru. Amin, nu? Mai nehotărât. Dar dacă nu suntem sfinți, nu vom intra în Împărăția lui Dumnezeu. Sfințenia aceasta implică niște lucruri mari. Și vreau să vă provoc la aceste lucruri. Implică renunțare. Și implică acceptarea unor lucruri care n-am vrea să le acceptăm. Mi-aduc aminte, cu mulți ani în urmă, am fost odată undeva, m-am deplasat și eram reprezentantul unei companii. Și m-am prezentat acolo cu bagajul și eram mai îmbrăcat, mai sportiv puțin. Și s-a uitat la mine și a zis, n-ai cum să reprezinți compania respectivă în hainele în care le-ai. Dar, domnule, dar nu sunt îmbrăcat nici sumar, nici, eu știu, în extremă. Sunt normal, cu blugi, nu e normal. Și spunea, ce ai în bagaj? Păi am un costum, că acolo unde mă duc, îmi trebuie un costum. Te duci în baie și iei costumul pe tine. Că dacă nu, nu o să reprezinți compania respectivă. Dacă te întâlnești undeva la un magazin, cu un frate, cu o soră și are un copil lângă el, fie fetiță, fie băiat, și spui, măi, dar ce mare a crescut băiatul tău. Și aude băiatul ce spui. Știți care e reacția copilului? Dacă este băiat, imediat își îndreaptă spatele, își face puțin, își mișcă umerii să-ți dea de înțeles că estimarea sau evaluarea care ai făcut-o, n-ai făcut-o greșit. Să-ți arate că ai dreptate. Dacă este fetiță, vezi că își dă părul și aranjează repede păruțul, că i-ai spus s-o crescut mare și frumoasă. Să-ți arate că ai calculat bine lucrurile. Dragii mei, în această dimineață, dacă spun că suntem sfințiți prin jertfa Domnului Iisus Hristos, nu este să vă flatez sau să mă flatez. Este ca să vă provoc la sfințenie. Să vă provoc la sfințenie. În dimineața aceasta aș vrea să vorbesc puțin din Cuvântul lui Dumnezeu, atât cât timpul ne stă la dispoziție, dar să știți că este suficient ca să spunem niște lucruri concrete și foarte bineînțeles. Și aș vrea să vă pun o întrebare mai la început de toate. Ce ziceți? Este bun Dumnezeu cu oamenii? Este bun? Am găsit în Cuvântul lui Dumnezeu căci poporul ăsta lui Israel, care a fost ales de Dumnezeu, ăsta nu m-avea fiat.
Și la un moment dat spune Dumnezeu poporul ăsta să apropie de mine cu buzele, dacă inima lui e departe de mine, oarecum ăsta ești asipocrit. Ăsta nu trăiesc ce spun. Dar totuși Dumnezeu nu renunță la dragostea care o avea față de poporul lui. Vai ce ușor renunțăm noi. A, pe dacă m-a supărat nevasta, cadoul ei în decembrie s-a dus. Sau tai din buget. Așa suntem noi. Uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu despre Israel. În Israel, capitolul 54, versetul 10. Dacă vrea fratele Edi sau fratele Cornel, poate să-l pună, să-l vedem toți. Să vedeți care este puterea dragostei lui Dumnezeu și neclintita dragostea lui Dumnezeu față de oameni. Într-un alt loc spune cuvântul lui Dumnezeu, într-un psalm îi spune, ai crezut că sunt ca tine. Îi spune Dumnezeu omului rău, ai crezut că eu sunt ca tine. Că mă unesc cu tine în nelegiuirile tale, dar eu nu sunt ca tine. Isaia capitolul 54, versetul 10. Pot să se mute munți, pot să se clatine dealurile, dar dragostea mea nu se va muta de la tine și legământul meu de pace nu se va clătina, zice Domnul care are milă de tine. Am înțeles bine cuvântul acesta? Într-o zi, dacă munții Carpați din țara noastră se vor hotărâ și se vor supăra pe noi români și se vor muta că iubește mai mult pe cei din Maghreb și se vor muta acolo că s-or supăra pe noi. Dragostea lui Dumnezeu este așa de neclintită, mai puternică decât munții aceia. Ați văzut vreodată munții să se mute? Îi mută oamenii cu carierele lor printr-o parte în alta și scoate de acolo ce le place lor. Dar munții singuri nu se mută. Dragostea lui Dumnezeu este neclintită față de noi, frați și surori. În dimineața aceasta aș vrea să vorbesc despre cină. Că suntem la actul împărtășirii cu trupul și sângele Domnului. Și aș vrea să vorbesc câteva cuvinte despre prețul mântuirii care s-a plătit pentru noi. Am citit trei versete și din aceeași Evanghelie. Le știm toți pe de-a rost. Versetul 16 din Ioan 3, care eu zic că este versetul de alt. L-am citit, este cineva care nu-l cunoaște? Căci atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurului fiu, ca oricine crede el, să nu piară sau să nu moară, ci să aibă viață veșnică. L-am citit de atâtea ori. Nu știu dacă l-am înțeles, dacă l-am rumegat, dacă l-am amestecat bine mintea noastră sau nu. Dar aș vrea să vă spun ceva. Aici cuvântul lui Dumnezeu spune căci atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurului fiu, ca oricine crede în el, să nu moară și să aibă viață veșnică. Acest lucru că Dumnezeu l-a dat pe Domnul Iisus Hristos, știți ce implică din partea lui Dumnezeu? În primul rând spune cuvântul lui Dumnezeu că Dumnezeu a iubit lumea. Implică dragostea lui Dumnezeu față de oameni. Când vorbim despre lume, putem să înțelegem lumea în trei feluri. Fie lumea, creația lui Dumnezeu, fie sistemul acestei lumi, fie oameni. Aici este nevoie, este vorba de sufletele oameni. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că așa de mult a iubit Dumnezeu lumea încât l-a dat. Și cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește în Evanghelie că vine îngerul și le spune vi s-a născut vouă oamenii. Vi s-a născut un Mântuitor care este Hristos Domnul. Și pentru că mi s-a născut este datorită faptului că Dumnezeu l-a dat. Și pentru că l-a dat, știți ce implică aici? A renunțat Dumnezeu la el. N-a renunțat să nu mai fie fiul lui. A renunțat pentru o vreme
Domnul Iisus Hristos n-a fost despărțit de Dumnezeu în ceruri. Niciodată. Niciodată. Până când a venit aici pe pământ. Dumnezeu a fost cu El tot timpul. Dar Domnul Iisus Hristos n-a mai fost în cer. Pentru că noi spunem adesea ori și tot timpul. A părăsit cerul și a venit aici între noi. Și Domnul Iisus Hristos a fost și fizic și cu Duhul, a fost între noi. În timpul când a părăsit cerul. Am înțeles bine noi lucrul acesta? Deci, ca să iubești, trebuie renunțare. Dumnezeu a renunțat la Domnul Iisus Hristos de dragul nostru. Haideți să mergem mai departe. În această renunțare, știți ce implică? Sacrificiu. Sacrificiu. Dumnezeu știa prin faptul că pe Domnul Iisus Hristos îl trimite la noi, știa că într-o zi oamenii îl vor scuipa. Oamenii îl vor bat. Oamenii îi vor pune o cunună de schimb pe cap. Oamenii îl vor pălmui și o să-i spună, prorocește cine te-a lovit. Oamenii o să-l vorbească de rău. Oamenii o să-l pună pe o cruce care ne aparținea nouă. Și Dumnezeu știa lucrul acesta. Haideți să mergem mai departe. Toți cei, mă refer la cei care aveți fii și fiice. Imaginați-vă că stați undeva la distanță și îl vedeți pe fiul dumneavoastră nevinovat, lovit de cei din jurul vostru, lui. Scuipat, bătut, batjocorit, defăimat. Ca și tată și ca și mamă. Ce-ai face? Ce-ai face? Să știți că Dumnezeu are aceeași afecțiune față de Domnul Iisus Hristos. Ba mai mare. Ca și cum avem noi față de copiii noștri. Și Dumnezeu a renunțat la aceste lucruri pentru noi. De dragul nostru. Faptul că ne-l-a dat pe Domnul Iisus, El a renunțat. Apoi, Domnul Iisus Hristos, pentru că a acceptat chemarea Tatălui, spune cuvântul lui Dumnezeu, și l-am citit și cu tinerii aseară, pentru că sunt acum în studiu cartea Evreilor, mi-am permis să-l citesc și cu tinerii aseară despre Domnul Iisus Hristos. Și spune aici, în capitolul 10, în cartea Evreilor, că Domnul Iisus Hristos, la chemarea lui Dumnezeu, a spus în sulul cărții tale, este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Sulul cărții lui Dumnezeu era scris înainte să fie făcută lumea și oamenii și legea. Era înainte. Era înainte de viață. Planul lui Dumnezeu să-i mântuiască pe oameni. Și Domnul Iisus Hristos acceptă planul lui Dumnezeu și acceptă chemarea lui Dumnezeu. Știți ce înseamnă prin aceasta? Două lucruri mari și majore. În primul rând, renunțare. În primul rând, renunțare, pentru că Domnul Iisus Hristos a renunțat la ce? O renunțat la cum? Cu una din cer. O renunțat la îngeri. O renunțat la cântările din cer. Și o renunțat la închinarea din cer. Și o venit pentru tine și pentru tine. O renunțat la aceste lucruri. Știind ce o să se întâmple aici. Și al doilea mare lucru este acceptat. Și este acceptat. Ceea ce am spus înainte. Bat jocul la bătaie, de făimare. Și a acceptat, așa cum am citit, în cartea, în Epistola după Ioan, aici a citit fratele Iosif aceste două cuvinte. Iisus ducându-și crucea. Spune aici apostolul Ioan, ducându-și crucea. Aici mi-am pus niște semne de întrebare și m-am întrebat, oare era lui crucea? Pe drept vorbind, crucea aceea care a dus-o. Din punct de vedere fizic, oamenii i-au dat-o lui, s-o duc. Dar din punct de vedere spiritual, ar fi trebuit să o ducă el? Oare nu trebuia să o ducem noi? Nu trebuia să plătim noi? Ei, lucrul acesta pe mine m-a impresionat, spune cuvântul, ducându-și crucea. Domnul Iisus n-a contestat. A renunțat la dreptul lui de a contesta.
L-a întrebat Pilat, ești tu împărat? Și spus, da, sunt. Spunea Pilat către el, tu nu știi că eu am putere să-ți scap viața, să-ți dau drumul sau să te osândesc? Și Domnul Iisus îi spune, dacă nu ți-ar fi dată de sus, n-ar fi avut. Îl întreabă Pilat și îi spune, ce este adevărul? Și ce a făcut Domnul Iisus? A renunțat să-i spună, vezi că adevărul stă înaintea ta. Adesea ori, frați și surori, vreau să mă apropii, că am spus la fratele Iosif, o să fiu scurt. Dar aș vrea să fiu foarte precis în ceea ce spun și foarte concret. Dumnezeu a renunțat. Nu vreau să zic că a făcut compromis. A renunțat. Domnul Iisus Hristos a renunțat la atâtea drepturi care noi oamenii nu le renunțăm. Și ținem morțiși de ele. Și ne ținem morțiși de ele. Este a 12-a oară când este cina în mijlocul nostru. Și aș vrea să facem un bilan, așa cum spunea fratele Giovanni la această rugăciune. Și aș vrea să ne întrebăm fiecare în dreptul nostru. Să țineți bine minte. Nu fac aluzie la niciun suflet de aici. Vorbesc pentru noi toți. În 12 luni, de câte ori nu te-a apropiat de cina Domnului? Și-a trecut pe rândă de noi. Măcar că știi că neîmpărtășindu-se te cu cina Domnului, nu ai viață și refuzi la viață. De câte ori a trecut pe lângă tine trupul Domnului și sângele Domnului și n-ai întins mâna și nu te-ai împărtășit? De câte ori? Dacă a trecut de multe ori, dacă a trecut odată, dacă a trecut de două ori, aș vrea să spun un motiv care poate nu ți-a trecut prin cap până acum. Știți de ce? Pentru că n-am fost pregătit să renunțăm. N-am fost pregătit să renunțăm la lucruri care ne sunt dragi de multe ori și ar trebui să renunțăm la ele. Spune înțeleptul Solomon, spune, prindeți vulpile mici. Vulpile mici, care strică viile, iată că viile sunt în floare. De multe ori, acele vulpe mici, vulpi mici, nu știu dacă se referă acolo Solomon la o specie mică de vulp sau la pui de vulp. Știți, vulpile astea are exact același temperament ca și veverițele. Astea într-un minut își schimbă locul de 10 ori și de mai multe ori. Au un metabolism extraordinar de iute și n-ai ce să-i faci. Așa s-a făcut. Și spune Solomon, vulpile mici care strică viile în floare. De câte ori vorbele noastre, gândurile noastre care le-am, ni s-a părut inofensive. Ni s-a părut că nu strică cu nimic dacă nu renunțăm la ele și dacă nu le abandonăm. Știți de ce îmi place acest verset? Via în ce lună este în floare? În luna aprilie? În luna mai? În ce lună? Cei care ați avut vie? În luna mai. Dar în ce lună te duci ca să culegi struguri? Când dă frigul? Mă gândesc prin octombrie. Dacă lăsăm, vorbind literar, vulpea aia mică să strice florile, în luna octombrie nu vei mai avea struguri. Sau ciorchinele vor fi toate ciugulite. Ce-o mai rămas? Știți ceea ce ne determină pe noi să nu renunțăm la vulpile aceste mici? La atitudini, la vorbe, la fapte, la priviri? Este pentru că nu vedem daunele imediat. Nu vedem degaul. Nu vedem distrugerea imediat. Pentru că asta este la long term. Și o vedem mai târziu. Și o vedem mai târziu. Și vine cina și trecem pe lângă ea. Vine iar împărtășania și trecem pe lângă ea. Dragii mei, Domnul Iisus Hristos a renunțat la cer.
a renunțat la ceea ce era sus, a renunțat. Și permiteți-mi să spun, a renunțat și aici la ceea ce este jos, la care noi de multe ori nu renunțăm. Este cineva care a primit două palme să nu spună nimic? Aici? Văd că nu spune nimeni. Este cineva care a fost bătut și batjocorit fără să spună un cuvânt de răzbunare? Domnul Iisus a renunțat și la aceasta. Și spune tot în epistola aceasta după Evrei, cred că în capitolul 5, spune niște lucruri despre Domnul Iisus, despre purtarea Lui care avea. Și spune aici în Evrei, capitolul 5, cu versetul 7 și versetul 8. El este acela care în zilele vieții sale pământești, aducând rugăciuni și cere cu strigăte mari și cu lacrimi către Cel ce putea să-L izbăvească de la moarte și fiind ascultat din pricina evlaviei Lui, măcar că era fiu. Să ținem bine minte. Măcar că era fiu, a învățat să ascult prin lucrurile care le-a suferit. Ce a suferit Domnul Iisus? A suferit și în trup. A suferit și în suflet. Și a renunțat ca să riposteze. Una dintre mari vrăjmași ai noștri, știți care este? Riposta. Și de multe ori ne facem prieteni. Ne place să ripostăm pentru vorbe. Și mai ales, aș vrea să fac aluzie la familie aici. Aș vrea să fac aluzie la familie. Pentru că suntem la cină. Și știu că de multe ori venim și nu ne împărtășim. Pentru că ne-am spus soțului și soției vorbe aspre. Și crezând la începutul săptămânii, vulpea e prea mică să o prind. Să o pună la sfârșitul săptămânii, o prind. Și s-a făcut vulpea mare. Și-o lua ca floare în familie. Și nici soțul, nici soția, sau unul dintre ei, nu se atinge și nu se împărtășește. Dragii mei, nu vorbesc cu direcție spre cineva. Vorbesc spre Biserica lui Dumnezeu, care spune că este Biserică Sfântă. Unul dintre lucrurile majore care Domnul Iisus Hristos le-a făcut pentru noi a fost renunțarea. A fost renunțarea. Știți cine l-a bajocorit ultima dată pe Domnul Iisus Hristos? Vă aduceți aminte? Unul dintre cei doi tâlhari. Unul dintre ei s-a crezut mai sfânt decât celălalt. Și a început să-L bajocorească pe Domnul Iisus Hristos. Vă aduceți aminte cuvintele care le-a spus Domnul Iisus Hristos? Celui care l-a bajocorit. Vă aduceți aminte ce i-a spus? I-a ripostat cu ceva? Nu i-a spus nimic. Credeți că nu l-a auzit? Păi era lângă el. Pe celălalt l-a auzit. Frați și surori, vă invit în această dimineață, în numele Domnului Iisus Hristos, la renunțare. Renunțați la tot ceea ce este firesc. La tot ceea ce este lumesc. La tot ceea ce ne desparte de Hristos. Renunțați. Renunțați astăzi. Și vă îndemn. Apropiați-vă de trupul și sângele Domnului. Ca să primiți viață. Aș vrea în încheiere, așa cum am spus, să fac o recapitulare. Dumnezeu și-a manifestat dragostea față de noi, trimițându-L pe Domnul Iisus Hristos. Și-a acceptat Dumnezeu, acolo pe cruce, a acceptat și renunțarea să-și întoarcă fața de la Domnul Iisus. V-am mai spus lucrul acesta și vi-l aduc aminte. Era pentru prima dată și pentru singura dată în universul acesta și în toată istoria omenirii, când fața lui Dumnezeu nu a mai fost ațintită asupra Domnului Iisus.
Și asta a făcut-o. Pentru dumneata și pentru mine. Domnul Iisus Hristos, la rândul Lui, a acceptat și știa dinainte că acolo pe cruce, când păcatul nostru va fi pus peste El, Dumnezeu nu poate să se uite la păcat și își va întoarce fața de la El. Știa dinainte. Și totuși, de dragul Dumitale și de dragul meu, a acceptat această lucrare. Faptul că Domnul Iisus Hristos a acceptat să vină în lumea aceasta, în curând vom sărbători din nou nașterea Domnului Iisus. Să știți că a implicat renunțare, a implicat acceptarea lucrurilor care de multe ori nu e așa de greu. Renunțăm la ele. Renunțăm la vorbele noastre, la atacurile noastre, la gândurile noastre, la purtările noastre. Vulpile mici, spunea Solomon, care strică viile, care se întâlfloare. Mă rog lui Dumnezeu ca Dumnezeu să păzească via Lui. Să păzească de vulpi mici și de vulpi mari. Să ne păzească sufletul. Nu știu câți dintre noi vom trece anul. Poate cina în dimineața aceasta vei lăsa să treacă încă o dată pe lângă tine. Și vei spune, mă voi împărtăși anul ce vine, luna ianuarie. Aș vrea să vă spun ceva. Dragii mei, ziua de mâine nu este. Nu este. Nu este nici a mea. Nu este nici a mea. Este a lui Dumnezeu. Astăzi, dacă auzi glasul lui Dumnezeu, îți spun ce spune Scriptura. Nu-ți împietri inima. Împacă-te cu Dumnezeu. Dacă găsești în viața ta lucrul de la care n-ai renunțat până astăzi și te găsești vinovat de lucruri care te-au împiedicat să te apropii de cina Domnului, te îndemn. Cere iertare lui Dumnezeu și renunță. Renunță la El și vină în prezența lui Dumnezeu. Domnul să ne dea viață la toți, la această împărtășanie. Amin. Amin.